Briza latitudinilor sudice pentru marimbă și orchestră simfonică a fost compusă în anul 2009. Premiera chișinăuiană a lucrării a avut loc în luna septembrie a aceluiași an la Filarmonica Națională și a fost susținută de către interpretul la marimbă Matthew Colley din Statele Unite ale Americii și Orchestra Filarmonicii Naționale, condusă de maestrul Mihai Agafiță. Briza latitudinilor sudice aparține genului de concert instrumental monopartit. Însă, respectând în general dialectica genului academic de concert instrumental, am renunțat la tradiționala competiție dintre solist și orchestră. Personificarea personajului principal a marimbei, a acestui instrument contemporan cu o sonoritate fermecătoare, al cărui prototipuri pot fi găsite în culturile arhaice ale multor popoare, deci personificarea instrumentului solistic, se realizează prin contrapunctul constant pe parcursul întregii lucrări cu orchestra. Și asta deoarece am dorit, pe lângă elementele concertistice, să imprim lucrării calități ale unei piese de atmosferă. Ornamentele pânzei sonore sunt întrețesute în această lucrare din intonații, din muzici generate de arhetipurile modale și ritmice ale unor culturi tradiționale din emisfera sudică. Purtătorii acestor culturi, culturilor muzicale respective, sunt ansamblurile de tipul gamelanului indonezian, ansamblurile de percuționiști ale popoarelor africane Mandinka, Wolof și altele. Un rol important în aceste ansambluri de percuționiști le aparține balafonurilor, instrumentelor înrudite cu marimba. În aceeași ordine de idei am putea să numim ansamblurile din Caraibe, dar și cele de muzică de jazz. În aspectul trăirilor am dorit ca briza latitudinilor sudice să fie compusă pe de o parte din fraze muzicale care să se asemene adierilor blinde ale vântului oceanic într-o dimineață în care totul se trezește la viață alene, imaginându-ne poate pe o insulă a unui arhipelag, iar pe de altă parte din ritmurile accentuate ale zilei toride africane, din ritmurile ritualurilor, carnavalurilor, dansurilor nocturne africane, dar și din armoniile condimentate și melodiile condimentate, din gradațiile de culori timbrale ce se aseamănă nuanțelor de lumină a soarelui acoperit de nori, precum și din repeterile neînduplecate, amețitoare a unor structuri, a unor motive, patternuri. În anul 2013, interpreta la marimbă Ina Spânu și Orchestra Simfonică Națională a Companiei Publice Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, au interpretat briza latitudinilor sudice în cadrul unui concert de autor al subsemnatului la sala cu orgă. Iar puțin mai târziu, lucrarea a fost înregistrată în studioul Companiei Publice Teleradio Moldova.